Salut! În videoclipul acesta discutăm despre un nou launchpad construit pe blockchain-ul Multiverse X, care o să lanseze în scurt timp primul proiect. În acest proiect, Fundația Multiverse X a investit $100.000 pentru dezvoltare. O să vă spun și părerea mea dacă plănuiesc să particip sau nu la această vânzare. Dar înainte să începem, dacă vrei să mă ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Și era să uit, vreau să vă anunț că astăzi voi posta primul videoclip pentru membrii, unde voi prezenta portofoliul meu cripto și în ce criptomonede vreau să investesc în următoarea perioadă pentru următorul bull market. Sper să vă placă! Am găsit acest anunț postat de Lucian Mincu, unde spune că Fundația Multiverse X a alocat $100.000 pentru dezvoltarea proiectului Knights of Catena. Acest proiect este în testare pe rețeaua de teste DevNet și a fost lansat în Epic Games Store, unde există milioane de utilizatori. Adunat o comunitate în jurul jocului cu următoarele statistici în doar câteva luni de activitate pe DevNet. Peste 20.000 de wallet-uri create, aproximativ 1.500 de utilizatori activi zilnic și peste 10 milioane de operațiuni de creare și ardere de NFT-uri. Ei spun că proiectul are potențialul de a crește toate metricele rețelei Multiverse X odată ce jocul va fi lansat pe rețeaua principală Mainnet. Mai spun și de Martin Wagner, care este CEO la acest proiect, că a fost un factor de decizie important pentru angajamentul lor. Implicarea sa pe canalele lor dedicate developerilor a făcut diferența, sprijinând membrii comunității 24/7. El este de asemenea câștigătorul premiului cel mai valoros developer la X-Day 2022. Acest proiect o să fie lansat pe launchpad-ul Entity. Putem observa că au pornit deja faza de New York Customer, care durează încă vreo 5 zile și 13 ore. Vor să strângă pe launchpad minim $500.000, altfel banii vor fi returnați investitorilor. Vedem asta chiar aici, soft cap-ul este de $500.000 și hard cap-ul de $1.250.000. Mi se pare ciudat că oricine poate să investească în acest proiect fără să aibă Igola Staking. Nivelele de alocare sunt următoarele. Prețul pentru un bilet de loterie este de $25 plătiți în tokenul EGLD, iar pentru 0 EGLD la staking se pot cumpăra maxim 20 de etichete cu o investiție totală de $500. Pentru mai mult de 25 de tokeni EGLD la staking se pot cumpăra maxim 80 de etichete cu o investiție totală de $2000. Iar pentru mai mult de 100 de tokeni EGLD la staking se pot cumpăra maxim 160 de etichete cu o investiție totală de $4000. Chiar dacă mie nu-mi place acest joc, că l-am încercat, este de apreciat că au reușit să lanseze jocul pe platforma celor de la Epic Games și ca un produs funcțional înainte de vânzare. Nu vin să ceară bani pe niște promisiuni, au și livrat ceva înainte. Aici puteți găsi pe Epic Games jocul Cantina Royale, se poate descărca și este gratis. Cu toate acestea, perioada aceasta din bear market nu este cea mai bună pentru investiții în launchpad-uri. Ultimul launchpad, Multiverse X, nu a făcut o figură frumoasă. Stau și mă gândesc ce șanse are acest launchpad care este nou să genereze profit. Și nu mă înțelegeți greșit, nu este vorba numai despre X launchpad. Dacă mergem pe site-ul CryptoRank și ne uităm în lista cu cele mai tari launchpad-uri, vedem că DAO Maker are un curent ROI de 1.6x, iar aproape toate celelalte launchpad-uri sunt pe minus. 0.39 asta înseamnă o scădere de 60% de la lansarea pe launchpad. Puteți observa, sunt foarte puține care mai sunt pe profit. Vent Finance cu 1.84x, dar putem vedea că launchpad-urile nu performează foarte bine în această perioadă. Câteva sunt totuși pe profit, dar vedem că majoritatea sunt pe minus. Dacă mergem pe pagina 2, o să găsim și X Launchpad pe locul 51 cu 0.56x. Și dacă mergem un pic mai jos, o să găsim și Behero cu un curent ROI de 0.13x, adică este un minus la prețul curent de când s-au vândut tokenii pe launchpad de minus 87%. După părerea mea, singurul moment în care ai șanse cât de cât să faci profit cu launchpad-urile în momentul acesta este să vinzi tokenii la listare, altfel o să rămâi backholder cu gândul că tokenii o să mai crească cândva. Launchpad-urile merg foarte bine în bull market, în bear market nu prea merg așa bine, putem observa. Aici avem o listă de 86 de launchpad-uri, care majoritatea sunt pe minus. Trebuie avut în vedere și că tokenii de pe launchpad au parte de vesting. Putem observa aici vesting schedule. În prima zi se vor primi 33,33%, după, în luna a doua, se vor primi încă 33,33% și
în luna a treia încă 33,34%. Existând vesting, asta o să facă cât de cât ca presiunea de vânzare să nu fie foarte mare, dar nici profitul nu o să fie foarte mare. Cei de la Entity au o secțiune pe site numită Project Monitor, unde fac review-uri la proiecte și au făcut review și la acest proiect. Să nu uităm să vedem ce au spus despre el, cu toate că este clar că trebuie să fie lucruri bune din moment ce lansează proiectul pe launchpad-ul. Nu o să citesc tot ce scrie aici, o să mă uit numai la puncte forte și la puncte slabe. La puncte forte i-au adăugat că nu necesită achiziționarea de NFT-uri pentru a juca jocul, stimulează artiștii și partenerii din comunitate să contribuie la ecosistem, pune accentul pe gameplay mai degrabă decât pe câștigarea de cripto, așa cum se întâmplă în cazul multor jocuri Web3. Echipa foarte ambițioasă, cu o pasiune pentru produsul pe care îl creează, ar putea aduce o cantitate semnificativă de noi utilizatori, tranzacții și vizibilitate pentru Multiverse X. Hai să vedem acum și punctele slabe. Se confruntă cu multă concurență în spațiul Play to Earn, fondatorii nu au lucrat anterior la studiouri de jocuri importante și fiind un joc de strategie care necesită diferite tactici, ar putea fi descurajant pentru jucătorii ocazionali. Hai să vă arăt acum cum arată și jocul. O să intru pe acest video. Cred că aici. Așa, după cum puteți vedea, jocul se joacă în doi. Este player versus player. Fiecare are, să spun, o armată din aceasta și fiecare mută pe rând. Vedeți cum a apăsat acolo și poate să mute până acolo, poate să mute în dreapta, în spate sau poate să atace. Uitați, a mutat jucătorul și după este rândul celuilalt să mute jucătorul. Vedeți cum se vede pe ecran? Și când te apropii cât de cât, poți să și ataci. Și durează destul de mult un joc. Aceasta este chestia care pe mine m-a pierdut. Dacă eu n-am avut răbdare să termin un joc și dacă mie nu-mi place, nu înseamnă că nu poate să placă altora acest joc. De asta nu consider asta un minus, că nu-mi place mie jocul. Putem observa tot pe platforma de Launchpad că o să fie în total maxim 50.000 de bilete câștigătoare. Asta în cazul în care se vor strânge cei 1.250.000 de dolari. Altfel o să fie mult mai puține, o să fie, nu știu, 20.000 sau cea de genul, n-am făcut calculul. O să fac și eu New York customer-ul și în cazul în care o să se vândă peste 250.000 de bilete de loterie, o să cumpăr de 1-2 EGLD și o să vă prezint ceea ce se va întâmpla, dacă pot obține profit sau nu. Strategia o să fie simplă, la fel ca și cu Hatom, o să vând tokenii pe Jax în momentul în care, să spunem, voi câștiga tichetele. Dar cum v-am spus, o să cumpăr doar dacă se vând minim 250.000 de bilete de loterie. Dacă nu se vor vinde atât de multe bilete, practic înseamnă că nu există interes pentru acest proiect. Și să spunem să cumpăr, iar toți cei care cumpără câștigă bilete câștigătoare, nu o să existe nimeni care să-ți cumpere tokenii. De asta nu sunt sigur dacă voi participa încă. Un alt dezavantaj pe care l-am găsit este că au o comunitate foarte mică. Au doar 941 de membri pe Telegram și totuși vor să strângă destul de mulți bani, dar este cât de cât bine că primesc suport din partea echipei Multiverse X. Dacă intrăm pe canalul Multiverse X Announcements, vedem că au postat și aici postarea cu sprijinirea proiectului costă de 1000 de dolari. Lucian Mincu la fel a postat, o să mă aștept să posteze și Benjamin Mincu ceva despre acest proiect din nou. Sunt curios, care este părerea voastră? Vreți să participați pe Launchpad sau nu? Spune mai jos într-un comentariu să vedem ce vrea să facă fiecare. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Îți mulțumesc dacă ai rămas până aici și te invit să mă urmărești și pe Twitter. O să găsești linkul în descriere. Dacă dorești să ai acces la anumite beneficii, te poți abona ca și membru. Și până atunci, noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.